Cu cine vi le-a băgat în curte? Îți dau eu ție, prinde-o pe tine! Ați pățit ceva? A, m-am julit puțin, dar până mă mări trece. Da, nebunicile le-a sandasa. Dracu, am mai pomenit atâtea capre. Apropo, mergeți la fabrică? Da, sigur, lucrăm la decoruri. Da? Bădie, vină încoace. Uite, te conduce dumneavoastră la fabrică. Da, la fabrică. Adică, aoleu, ce-am uitat. Ce uită? Viu și-o mai trezut că nu văd capul de-atea treabă. Îl băgați la director, da, are el o problemă. Da, la director, vreau. Du-te, te rog eu foarte mult. Bine. E posibil în societatea noastră să... Dar ce vi s-a întâmplat? Du-te. I-am dat 2000 de lei numai să-mi bage scândurile în curte. A trecut o lună și așa cum ai văzut dumneata scânduri, așa am văzut și eu. Dar și-o tâmpit. Am băgat mâna în buzunar și am scos gologanii. Fără să-i cer adresă, buletin, ceva, nu părea un om serios. Știam eu că să mă înșele ăsta pe mine. Vreau cu un director, cu un șef contabil, cu ceva. Trebuie să vorbesc. Cu director, cu cineva, trebuie să rezolv. Pe unde e chitatea noastră? Ce asta? La cum e? Da. Auzi, banditul, să-mi ia el mie banii, adică pâine fără muncă, cum ar veni. Dar nu-mi scapă el. Să știu că stau aici o săptămână și tot îl divui. Eu muncesc pe bani, Duduie. Știi că suflă un instrumentul ăsta pentru 2000 de lei? Cine? Informația locală, la cum e, concurs de frumusețe. Da. E bine. Poate era mai bine să treceți înainte concursul de frumusețe, că el e mai important. Da. Păi, dar nu mi s-a spus. Tovarășul Cristescu, de la județ, de la centru. Să treci. Norotori. Sufletul mișcării artistice din localitate, inginerul Lepadat. Dar nu sunt singur, să știți, e și profesoara de istorie. Să faceți cunoștință. Noi doi o să cântăm împreună spectacol. Să mai lăsăm cântatul, tovarăș. E și eu bun când e caz. Acum important e să antrenăm tineretul în cât mai multe acțiuni educative. Pentru că ne punem mare bază pe acest concurs. Știți că e prima oară când încercăm așa ceva. N-am mai făcut concursuri și mi se pare și nouă destul de greu. Eu, când o să vedeți ce simplu e, o să ne mai solicitați concursul de frumusețe. Ce? Formularele. Era să ce mai important. Da, celelalte probleme. Juriu, mobilizarea... Juriu s-a rezolvat, gata. Cu mobilizarea avem niște dificultăți, dar... Ce dificultăți avem? Să poftească tovară și să distreze. Dar nu e așa de ușor, tovarășul Cristescu. Credeți că eu am vrut să... Hai, încă să... Hai! Da, e bine. Și nu mai pisa atât, că știu să descurce. Vă salut, tovarășul Cristescu. Vă salut. Ceva probleme? Ia uite ce s-a speriat. Ce probleme să avem tovarășe primar cu tineretul? Se poate că doar am fost și noi tineri. Ceilalți avem probleme? Da, am văzut lume multă și am crezut că s-a întâmplat ceva. Ei, și să te bucuri, oamenii, nu să te sperie. Ia încolo, noi mai avem o mulțime de teren de făcut astăzi. Știi? Te urci în mașină, te lăsăm la primărie pe drum, da? E chiar bine. Domnișoara, da? Hai că ne apucă noapte pe cu Claudia. Da, dă-mi telefonul, mă rog, da?
Hai că mergem. Merge. Bine, eu merg cu bicicleta, dar dumneata cu ce mergi? Poate găsești și o bicicletă. Cunoști pe cineva aici? Nu cunosc, dar poate la copii ăștia, știu. Ce faci, mamă? L-ai adus aici? Știi că râde lumea de mine, zău. Acasă cine se vadă de el? Ești toată ziua plecat. Numai tu știi pe unde. Ai mâncat? O să vin mai târziu să mănânc. Mi-ai făcut găluște cu prune? Dacă vii acasă, ai să vezi. O să vin. Numai că nu vreau să dau cu ochii de ăla. Acolo e și casa lui. Unde să stea bietul? Casa lui. Asta mă enervează, mamă, că e și casa lui. Îi zicea că trafuzele să plece. I-ai spus că am hotărât să ne luăm? I-am spus. Și? Îți dai seama că nu o să mai poată sta acolo, să-și găsească altă locuință. Unde? Găsește-i tu. Ei, mamă, dar ce sunt în taca lui acum să-i caut casă, să mă lase singur în casa mea să trăiesc? Casa noastră, Ștefan. Ei, asta e. Uite, mamă, m-am gândit că e mai bine să plec eu ca să rămână casa voastră, da? Și o să-mi găsesc de lucru în altă parte. Ștefane, să nu faci asta. Și ce să fac, mamă? Ce să fac? Știi că Stella n-are unde să stea. Nu o să putem sta împreună cu el. Sau poate vrei să stăm în camera aia în care a făcut biserica aia lui, nenorocită. Hai să-ți dau un pahar de vin. L-am pus deoparte, mi l-a lăsat cineva. Dar știi că noi n-avem voie. E, las că am eu voie, mamă. Am eu. Of, mamă. De unde caprele astea, Neancuța? Ai vreo sarcină în sensul ăsta? Am pe dracu să mă ia. Ce produc prăpăditele astea, Toveancu? Mai mult strică. Mi-au și rost câțiva dintre copacii care am plantat cu pionierii pe străzi. De ce nu dai o dispoziție? Ușor de zis, dar poți? E dreptul lor, domnule, așa le-a băgat nenorocitul ăla în cap. Tot n-ai scăpat de Martin Merca? Tot. Măcar ar fi de pe aici, l-aș suporta mai ușor. Dar e venit din... Dar de ce faci asta pușcărie, că eu nu știu? Poveste lungă, domnule. Era inspector la PTT, domnule. Și vine într-o zi cu un control la noi. Așa. Pe atunci mama inginerului lucra la poștă. Hop, țop, Merca, că a prins-o pe femeie cu mâța în sac. Vreo 20 de mii m-am dat însușit. Hai, nu mai spune. Dom'le, anchetă, scandal, intră miliția pe fir și nenea păstorul e nevoit să recunoască adevărul, și anume că el a băgat mâna. Nici nu expediase, domnule, mandatele alea. Ca să vezi, domnule, scrocul dracului, domnule, gata să o vâre pe femeie în buclu. Noroc că băiatul nu era pe acasă. Inginer. Da, era la facultate, că îi rupea picioarele. Femeia a scăpat, da? A scăpat, da. N-am mai vrut să mai lucreze la poștă. Am încadrat noi la club. Ați văzut-o pe acolo. Și lumea cum crede în el dacă îi cunoaște antecedentele? Ei, lumea, câteva bătrâne mai slabe de înger acolo. Dom'le, dar știi care este interesant? Că știi cine trage de ele? Tocmai mama inginerului pe care ăsta a vrut să o înfunde. După ce și-a ispășit pedeapsa, vreo 2 ani de zile, ăsta s-a întors aici în sat și a început să ia cu vorba... Ia uite-l și pe ăsta, bă. Și s-a instalat în casa bătrânii. Într-o odaie și-a făcut el biserica și într-alta s-a mutat el. Și a început să ia cu vorba pe ăștia bătrânii de a apuca frica de moarte. Știe pramatia unde să pui degetul. Știe, domnule, uns cu toate ale fiile, domnule. Ăsta se acoperă cu un cult legal și ce propovăduiește el nu ține de cultul respectiv. Am auzit că nu-i lasă pe oameni să ducă la muncă, desparte familii. I-a obligat acum pe ăștia mai influențabili să-și cumpere capre. Capre? Capre, domnule. Dar știi ce se întâmplă? N-au voie nici să le taie, nici să le mulgă, ci că să le lase să se mulțească și să stăpânească pământul. Caprele? Dar ce legătură au caprele cu cultul pe care zice el că îl practică? Da, domnule, auzi și nebun, domnule. Și pericolul e să nu se extindă, tovarășul Cristescu. De-aia ziceam că dacă tot vin oamenii la club, chiar dacă ascultă operă, tot e bine, mai scăpăm de influență, tovarășul Cristescu. Și-a mai zis cel drept iertător, veni va ziua judecății când fiecare va plăti după faptele sale. În viața asta nu-i loc pentru mine, unde pândesc bucuria și poftele. Uită lumea care ți-am dat-o spre încercarea ta, ca să mă poți afla pe mine în împărăția de 1000 de ani. Dacă te cheamă oamenii, nu te du. Ce-i mai important, chemarea lor sau porunca celui neiertător? Oh,
A fost vorba că folosiți numai magii. Ăsta-i placaj a doua. Le ducem înapoi, nu-ți fă probleme, nu rămân la foc. Și cu lemnele vopsite ce fac? Cine mi le cumpără? Doamna Vanete, gata, de ce mai discutăm? Ne-a semnat directorul, gata. Fii atent că aici eu urmez. Oricare ar fi, mai pune-mi odată să aud. Ce ești aici, mă? Ce le pasă lor? Sunt tineri, le arde de cântare. Bună ziua! Așa eram și eu. Bună ziua! Unde ați fost aseară? Nu v-am văzut. Avem treabă. Am avut treabă. Da. Eu mă duc acum acasă. Cum a intrat domnul aici în întreprindere? Asta vreau. Păi n-auzi, frate, că m-a trimis primarul. A zis că nu-i de competența lui și a zis să vină aici. M-a trimis cu o fată, o fată cu bicicleta. Uite-o! Ține-l mai stic, fata, același nu pune mâna ta, că te vopsi proaspăt. Nu-i așa că m-ai auzit când vorbeam cu primarul? Da, m-auzit. Nu, spune și omul ăla să audă, spune. Da, domne, cu mine a venit. A venit cu mine, da. Dar ce, este niște derbedei? Avem și noi o pregătire, niște atestate, se poate, domnule, ești un bătrân. Dumneata cine ești? Arată-mi și mie legitimație. În definitiv, tovarășul și director nici nu e aici. Cum? N-avem și noi o pază, n-avem... Domne, dumneata poți să fii mama pasnicilor, eu nu plec de aici fără scândul, să ținte bine cap. Sau să-mi dea la 2000 de lei. Cine să-ți dea, domne, bani? Păi asta e că nu știu nicio, dar îl găsesc eu. Ah, tovarășe, te văd mai deșteptățel. Uite care e cazul. Vine unul la mine și spune: domnule, vrei să construiești? Am auzit că îți faci acolo ce bine. Ai nevoie de scânduri. Zic, am. Dă-mi banii și îți dau scândurile. Eh, i-am dat banii și acum nici scânduri. Da, cauză-l cu stai puțin. Băi, tovarășe, alo. Stai, băi, eu ce... Hai, domne, și mă dale cel de jur. Ține și mie asta. Hai, dă mâna, trage, hai. 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 Da, bine, bine. Bătrâne, mai învață meserie, reciclează-te! Nu vrei să discutăm? Da. Trebuia să-mi spui de la început despre ce-i vorba. Dar cine știa despre ce-i vorba? Păi acum știi, nu? Acum știi. Ai văzut că maică ta n-are de gând să renunțe la Merca. O privește, o privește ce face. Actele pe care le-au făcut n-au nicio valoare, să știi. Am să chem miliția să-l dea dracule afară din casă, am să-mi instalez în fața casei cu lăutari în fiecare noapte până o să-l văd plecat. Am să-i dau și hrană rece pe două luni, nu mai se ducă. Pentru că nici măcar nu știi sprava lui ultima. A interzis căsătoria. Așa spune legea lui. Știi că legături curate, pure, sufletești, pe care el trebuie să le hotărască. A și reușit să o despartă pe Venera de Bărbaso. Și ailaltă, Florica, a plecat de acasă. Tu știi că nu mai poți să stau în gazdă? Bătrânul nu mai ține. Nu știu, plecăm undeva și gata. Dar unde? Unde? Unde, 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 oriunde, dar te rog foarte mult să-mi discuți chestia asta cu maică-ta de față cu mine, da? Iartă-mă, păstorule. Am greșit și mi-e sufletul greu, chinuit. De la el am totul și viață și liniște și pe Ștefan. Am să fac așa cum m-ai învățat și amândoi să plece de aici. I-ai dat vinul? El l-am dat, păstorule. L-a băut dintr-o răsuflare. E al treilea leac pe care mi l-ai dat în bunătatea ta. Eu n-am dat nimic. El ne dă totul. Și o să te ajute ca băiatul tău să se piardă de ea, desfericându-l de farmece. Am mai trebuit să pregătești câteva căni cu alte vinuri pe care am să le sfințesc eu, ca să se deslege de ea. De l-aș vedea scăpat odată pe Ștefan de femeia asta. Răbdare, bătrânul. Răbdare. El ne-a învățat să răbdăm și să suferim. Icoanele celea trebuie să le arzi, tocmai pentru că le iubești foarte mult. Trebuie să înveți să renunți la ce iubești mai aprig. De ce-i trebuie lui chinul meu, păstorule? Ca să te poată ierta.
Da, mamă, da. Mi-e foame. Ai auzit? Ce mi-e tare? A, păi avem o țuică extraordinară. Bună seara. Suntem... Bună seara. Bună seara. Vă deranjăm? Nu. E cum o să deranjăm? Avem ceva de lucrat. Hai. Te-ai pregătită? Bine? Ce mâncare? Da, da, da. A, extraordinar, găluște cu... prut. Ce bine miroase. Să rămână. Mi-e o foame de lup. Unde-i țuica? Acolo. Acolo? Știi. Veți o țuică cu noi? Păi? Nu, nu. De ce nu vă lasă prea sfântul? Pahare. Da? Ăla merge? Lasă-l. Cum îți spun, plin? Da. Mai bine trecem dincolo. Atenția, nu bea. Dar nu se supără? Lasă-o în pace. Puteai să... Hai, ține pahar. Un pic, un pic. Nu mâncați, copii? Am pregătit totul. Ba da. Eu plec puțin. Mâncăm mai târziu, bine? Noroc. Deci să ne uităm în formulare. Numele, prenumele, ce faci? Ce fac, ce fac? Hai, băi, ce fac? Lasă lumina. Le măsurăm pe fiecare? Da, le măsurăm, dar asta nu are importanță. Dacă au părut ca altul, nu mai trebuie să le măsurăm. Stai, mă, că te vede maică ta. A plecat. Lasă-mi. Păi, dacă n-a plecat? Cum n-a plecat? Dacă spune mama că a plecat, a plecat. Doamna, ați plecat? Nu striga. Da. Și cum aducem fetele? Le aducem până aici cu mijloace de transport, da? Și aici o să vedem, ia să ne descurcăm. Ia uite-te puțin formular, deci comportare pe stradă, sociabil. Dar ce contează? Trebuie să știm dacă e vesel, dacă e tristă, dacă are părul greț, foarte, uite-te, stai puțin formular. Deci, anul nașterii, locul de muncă, deosebite rezultatele în muncă. Stai mă că stai pe ceva. Vezi că te-ai și lovit, păi dacă te repezi așa, mine ești prost. Și obraznic. Auzi? Dar acum alegem juriu. Se aranjează cu juriu. Te-ai supărat? Te-ai supărat? Ha, mă zic. Ce? Gata.
deși v-am spus că astăzi o să dăm o lucrare de control și v-am pus să vă pregătiți hârtie și creion ca să dăm un extemporal, pentru că ați fost cu mine și ați ascultat cu atenție, nu mai dăm astăzi extemporal și mâine dimineață ne ducem cu toții la seră să culegem legume și să discutăm ce ați înțeles voi din ce v-am predat eu astăzi. Deci mâine dimineață... Cine le-a adus pe astea aici? N-am stabilit unde e cantonamentul. Ce să fac cu astea? N-am acum? N-am să vin atâtea, deci hai la mașină! De ce sunt ele așa? În primul rând că nu sunt toate de față. O să te pornești cu toate pe cap aici și o să le stai. Pornu sunt în frână la primărie. Cine le-a adus aici? Veniți-vă acolo de... Ce te uiți? Ce te uiți? Ce vezi aici? Hai la joacă, hai! Asta e bună. Faci observație în față cu copii, da? Toate fetele în curtea primăriei, băieți. S-a înțeles, da? Aștepte acolo. Tu era un bondoc cu mustață, i-am dat 2000 de lei. Dacă s-a bărbierit, ce fac? M-a lăsat pe mine în locul lui să rezolv eu totul. Mihai, voi treceți imediat după aia pe la Casa de Cultură pentru decor, da? Am și eu mai pe lungara. Ce? Și de ce umbli acolo? Păi nu umbla la amortizoare, bă, că nu-i acolo trebuie. Nu-l cunosc, doamne, nu-l cunosc. Mi-aduc aminte când m-a chemat data prima oară la operă să-l văd într-un spectacol. Era bariton în cor operei. Și tot spectacolul am chinuit să-mi dau seama care e el, dar n-am putut, n-am reușit. Păi mi-a spus că a fost extraordinar. Dacă mi-am spus că n-am știut care e el, s-a supărat îngrozitor pe mine. Avea o voce de bariton nemaipomenită și de câte ori aveam un safir, mama îl punea să cânte romanțe. Era o romanță, Am iubit doi ochi albași și pe care o cânta extraordinar. Stella! Da? Spune! Uite, trebuie să clarificăm ce? Povestea cu cazarea fetelor și cu juriul. Ține frumos ăsta că se și frumos. Dar eu cu cine vorbesc? Cu mine vorbesc, mă asculți povestea cu juriul, trebuie să se vedea așa. Mă asculți? Juriul, pentru că noi doi trebuie să rezolvăm povestea cu juriul. Da, juriul trebuie să stabilească cineva, nu? O să vină aia doi de la județ, o să vină primarul, o să vină nevasta contabilului șef, pentru că ea a scris monografia localității. Ce să-i fac acum? Priceapă, nu? Foarte bine scris. De unde s-a scos? Domnule, o clipă, vă rog. Domnul, vă rugăm frumos să fiți în jur. Avem nevoie de dumneavoastră. Nu pot, mă, oameni buni, am treabă, măi, frate, nu pot, mă. Eu rugăm frumos. Pentru asta, mă, alte treburi, lăsați-mă, dragă, e drăcia, dragule. Încerc să-l convinc. Alo, tovarășul, vă rugăm frumos să rămâneți o clipă, dacă sunteți amabil. Vă rugăm frumos să sprijiniți arta tânără, dacă se poate. Vă plătim cazarea, vă plătim masa, tot, vă rugăm. Suntem în restanță. Dar nu înțelegi că n-am unde să le cazez. Păi dacă lucrează, au hrane. Dacă nu... Of, 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 of. Concursul îi trebuie mie și cartofii culege tata. Ați venit? Numai atâția! Ce ai luat tunel? Azi e vineri. Și ce dacă e vineri? Nu știți? Problema cu Merca. Băi, Vasile, tu de ce nu vii? I-am promis Babiana că-i fac un gard. I-ai promis Babiana, vezi să nu lucrezi tu vinerea. Ți-a luat și ție mințile, Merca, bă. Mie? Să fii dumneata sănătos. Hai, mă, nu te mai da mare, bă, că ți-am văzut caprile în curte, bă. Spune-mă și mie, mă, ce religie asta, mă? Cine a inventat-o? De ce biserica aparține? Spune-mă să nu mor prost, măi, că numai aia care zice el că el nu e cum nu sunt eu, soră de caritate. Nu știu, eu vă salut. Salut, băi, Vasile, salut. Și voi ce vă uitați la mine? La seară toată lumea. Luați și fetele de la concurs, luați-le și pe ele. Haideți, dați-i drumul. Haide, Nana Mărie, ce aștepți, invitații speciale, dați-i drumul, n-auziți?
Hai, dă-i din pietre! Hai, că s-o arici sus! Vă place la umbră, nu? Hai, lăsați drumul! Ține cai! Ține cai acolo! Haide, că întârziem! Haide, n-am numărit, ce te uiți la mine? Hai, fetele, urcați la repede acolo! Mâine după masă, la ora 5... Hai, Angele! Da! Aici sunt. Ăsta la cine l-a dat stația pe mână? Hai, duci! Anunț în ziua concursului, atât! Du-te și ale curent! Le tăi heblu! În deschidere, un original concurs de frumusețe și comportare în societate. Bine ți-a parcă, îl cunosc pe primar. Asta se vede. Am mai făcut rost de un grup. Clasa întâi, frumusețe, nebunie. Tovarăși, eu nu mai răspund de nimic. Eu acțiunea tineretului să răspundă tineretul. Bine, să răspundă tineretul. Nu mai răspund. Cine a spus, dinalui, da? Eu nu. Vino să vedem dacă a spus primar, așa. Tovarășe primar, de ce a spus o prestația? Lasă-mă, tovarășa profesoară, că numai de din cauza anumitale mi s-a întâmplat totul, că ți-a venit ideea cu cântat. Hai, dacă mă întâlnesc cu noi pe stradă, îi dau bună ziua frumos, nu m-a pus să cânte nebun. Așa? Asta e convenție, tovarășe Angel. Lasă, ce o cânt așa de nebună, nu? Și noi ce aia convenție, că nu-s fi proști. Dar de ce se cânte, că se poate face ceva mare? Ce aia convenție? Spune să văd dacă știi ce aia convenție. Spune, Angele, ce aia convenție? Ce o cânt așa de nebună? Mă apucă pe mine să vorbesc acolo la difuzor, da? Vorbeam frizora lumea aici, așa auzea lumea. Da, tovarășa profesor, dar ți-am spus că numai în ziua spectacului, așa ce-am de ce? Spune, tovarășe. Dar nu ți-am spus că nu mai în ziua spectacolului. Angel, taci mai din gură. În ziua spectacolului vă dau strația, ce mai? Mine spectacolul și dacă ăștia auzeau acolo. Lasă-mă, tovarășa profesoară, că nu mai îmi văd capul. Auzi, ia vino în coară. Ce s-a aranjat la județ acolo? Da, am aranjat totul. Așa. În primul rând, toate concurentele primesc câte o pereche de ciorap supraelastic și un sărut. Păi cum un sărut? Păi, pe scenă o să stea un băiat, de preferință Chipeș, obligator, fruntaș în fabrica noastră. El o să ofere și primile de altfel. Dar ce fel de premii? Păi, locul întâi, o maramă și un serviciu de lingurițe. Locul doi, un serviciu de țuică de artizanat. Locul trei, două rame de barcă pneumatică reghi. Eu ce să fac acum, mă, cu ramele astea de barcă pneumatică? Păi, astea sunt obiectele pe care le au ei la dispoziție. Dar voi nu v-ați gândit puțin, o să tragem la rame permisiv, acum pe uscați puțin. Hai, mă! Cu ei trebuie să vorbiți, nu cu mine. Hai, lăsa-mi. Virică, tu știi să săruți fete? Tu știi să săruți fete? Tu știi să săruți fete? Așa, așa. Pastorule, fie-ți milă de mine și spune ce să fac. Știu că el e revină, el și cu necredincioasa aia lui nealeasă de stăpân. Dar se iubesc. Cine credea că o să-i atragă pe toți spre necredință? Iartă-mă, pastorule, spune-mi, învață-mă ce să fac. Poruncește-mi, spune-mi care e dorința lui. Nu mai să mă ierte, pastorule. Ca să nu se afle ceea ce tu știi și mare ta bunătate, n-ai spus nimănui. Nu-i așa că n-ai spus nimănui, păstorule? Conservator la tatăl era disperat, vrea să mă facă artist, spunea că îi moștenesc talentul.
Ascult ce am să-ți spun. După ce am dat la istorie și am intrat. Și domnul inginer a încercat și el la... Ce, la Politehnică? A, la Politehnică și a intrat din primul foc. Da? Da. Pe urmă la București mâncam la aceeași cantină. Și am hotărât să venim împreună aici, în satul ăsta lui. Stella! Stella! Ce? Cum e aici? Stai, acum! Nu mai ești tu! Și tu treci de mine acum. Înțeleg de ce ți-e teamă. Ștefan? Ce-i toar, Șumerca? Ai ajuns să-ți notezi oile rătăcite? Nu-ți convine că fac și ele un lucru util, da? Fii puțin atent. Acum. Vreau să te perfect. Nu-ți convine că-ți calcă porunca, nu? Adică lucrează vinerea. Ați văzut oameni buni cum se leagă de mine? Am făcut oare rău cuiva? Nu. Lasă-l în pace, uite, fii atent. Deci, am ajuns la momentul în care erau de soldați și vrea să plece cu soldații. Și atunci ea, pentru că se simte jignită, ia o floare, o floare drăvitoare, o bea. O floare pe care o găsește acolo pe jos. Și el vrea să bea din cupă, pe bea târziu, pentru că bea o apucă agonia. Uite, ăsta e momentul, înțelegi? Și am ajuns la momentul, vezi, uite așa. Și-a luat floarea și-a băut din floare pe muzica asta și acum o apucă amețeala, înțelegi, uite, pe muzica asta o apucă amețeala și totul se clatină și se învârte și-a cântă, li? La li ra 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 și agonizează. Stați-mă, fraților, alo, Nu se moare așa, nu se poate. Se vede de la o poștă că e trucaj. Nu de adevărat. Dar băut din floare nu e trucaj. Păi a băut din floare, dar nu, moartea nu e bună, nu, adică... Nu e așa. Dar nu cum se moare, domnule. Domnule, a venit la noi la restaurantul Cascador și ne-a arătat. Fiți atenți aici, fii atent de dumneata aici. Da. Atenție la mine, când mori... Da. Când mori pe dona, întâi primești durerea. Te răsucești pe stânga, te înșurupezi. Și protejezi în cădere, protejezi căderea, să fie moale, nu struncina și chestii. Ce se întâmplă dacă tot acolo a plecat așa jos? Păi numai cânti, ai murit, gata, s-a terminat. Dar de cântat? Păi ce să mai cânti, când mă s-a terminat? Nu. Prăbușire lentă, acoperire, țam, pam. Nimic, am așa facem, bine. Păi așa facem. Nu, mă, ce se... Păi te amețește, după aceea care jos. Amețește, dar moarte, mă, păi, dar ce amețește, oare, mă, haideți, fetelor, haideți, repede, cât ați erat! Haideți, treceți la camion! Haideți, repede! Dar are să schimbăm. O facem așa cum am hotărât. Haideți! Auzi, măicuță, dacă nu iau scândurile, rămân fără garaj. Și știi cât am alergat după aprobarea asta? Că nu-i voie să construiești pe un teren unde n-a fost nimica. Trebuie să fi fost ceva acolo, orice. Eu l-am ridicat în locul WC-ului. Și acum rămân și fără garaj și fără WC. Păi nu-i drept? Trebuie să-l găsesc pe ăla, dar nu știu. Nu-l văd pe aici. Hai, tovarăși, mai repede. Hai, măicuțelor, hai! Bună seara, bună seara, bine ați venit, vă rog să luați la mai zi, vă rog. Cine muncește, mănâncă! La masă! La masă! E, așa, da? Muncești? Ai! Dar nu vii dumneata mie pe nepusă masă? Neamcuța organizează, neamcuța fă, nu? E? Sunteți flămânde? Că și eu? Domn Freeman, ce-ai? S-a aranjat cu cazarea? S-a aranjat. Mi-a dat și directorul vostru niște paturi la nefamiliști. S-a aranjat tot. Bine. Ei, bună mâncare! Bună acum, bună mâncare! Ia vină-mi cu asta. O problemă? Da. Ce? Altă pacă.
Am hotărât nebunul să ție mâine slujbă, tocmai la ora la care am fixat noi serbarea. Pavel Dănciu poate să duce câteva babe care, dacă și-au făcut norma, pot să se ducă și la Meca, nu numai la Berca. De ce nu încerci, tovarășul Ancuța, să te duci neata la slujbe lui? Poate mai prinde ceva de rută. Crezi, tovarășe, că nu m-am dus, dar cum aveți de schimbă vorba, nemea? Ei, oricum, trebuie să încercăm, nu? Da, o să încercăm. Ce dracu să facem? Trebuie să încercăm. Nu, asta ne este datoria, să încercăm tot timpul, știu. Cheamă pe Angela mine, auzi? Să vină Angela mine. Pune-i lui Angel să vină la mine. Vezi că te căuta, Vasilii, ce vrea să-ți spune. Aia, da, cred că l-ai supărat cu ceva, că altcum pa, n-avea de ce să te caute. Treaba ta. Scuze, lasă. Du-te și caută. Toți vor plăti, că se gândesc numai la lumea de aici, cu bucuriile ei mărunte și trecătoare. Dar vine ea ziua judecății din poarta împărăției de 1000 de ani. Dacă vă cheamă oamenii, nu vă duceți. Ce e mai important, chemarea lor sau porunca celui neiertător? De ce să strângeți bunuri? De ce să adunați? Cu ce veți veni în adevărata viață? Cu mâinile bătătorite de zile muncă și cu sufletul vostru murdar, toți vor plăti, că se gândesc numai la lumea de aici, cu bucuriile mărunte și trecătoare. Dar vine ea ziua judecății din poarta împărăției de 1000 de ani. Dacă vă cheamă oamenii, nu vă duceți. Toți vor plăti, că se gândesc numai la lumea de aici, dar vine ea ziua judecății din poarta împărăției. Nu, dacă nu, păstorule, nu pot, asta nu pot. Taci! Nu pot să fac asta. Dacă vrei iertarea lui, atunci... Nu pot, păstorule. Ai cerut să-i aflu porunca. Nu. Ți-am mărturisit-o. Nu pot. E prea mult ce-mi cere. Ce-mi cere păstorului peste puterea mea. Nu pot. S-ar putea ca el să-mi poruncească altceva, iar eu voi fi nevoit să-l ascult. Nu, te rog. Ce va spune atunci Ștefan despre maică-sa? Nu, păstorule, nu, nu. Te rog, iartă-mă, păstorule, am să fac așa cum spui tu. Dar vine ea ziua judecății din poarta împărăției de 1000 de ani. Dacă vă cheamă oamenii, nu vă duceți. Ce e mai important, chemarea lor sau porunca celui neiertător? Bună seara. Seara bună. Bună seara. Bună seara. Ne, poftim, așa seara. Bună seara. Uite. Tovarășul, alo, domn, ascultă, omule. Uite, sunt calm și am și martori. Martor nu e doar cel de sus, și la bine și la rău. Lasă-l pe ăla, eu vorbesc de Angel al nostru care are ochi și urechi. Așadar, eu nu mă amestec în treburile dumitale dacă sunt legale. Dar ai început să întreci măsura, m-am interesat. Cele cer dumneata oamenilor nu-i scris în poruncile bisericii alea care zici că o reprezinți. Nu înțeleg. Mai clar, pe noi ne împiedică legile să vă atacăm în credințele voastre cât timp sunt legale, pentru că aceleași legi nu vă dau nici vouă dreptul să vă amestecați în muncile noastre. Nu pricep nimic, domnule. La noi vine care vrea. La dumneavoastră la fel, pare mi se. Lasă fitirele astea. Ți-am cerut eu să te înscrii în sindicat, domnule? Nici eu nu v-am rugat să intrați în casa neîndurătorului. Pe mine nu e adevărat, dar pe nevastă mea? Să lase munca câmpului, să lase gospodăria baltă? Eu i-am cerut asta? Dumneata, da, dumneata sau unul de-ai dumitale. Iar acum să nu vină mâine la serbare. Dar ea femeie simplă, uite că mi-a spus. Așa, poate să vă spună ce vrea. Sper că nu vei să o ameninzi, că nu mi-ar plăcea. De unde ai sosit dumneata, omule? Auzi, nu puteai rămâne pe vechile meleaguri acolo? Și așa stăm prost cu planul la legume. Hop, și dumnealui acum cu viața veșnică. Bine, domnule, nu vreau să o mai lungim. Am în rugăciunea de mâine. Mai mult chiar. Am să vin și eu la distracția dumneavoastră. Să vedem dacă într-adevăr eu sunt cauza pentru care oamenii se îndepărtează de dumneavoastră
Ori, ori fi și alte pricini ale lipsei lor de atașament. Noapte bună! Ce te holbezi așa? Bă, tată, mă, ai o țuică bună acasă? E gata fiartă în două minute, că și pe mine m-a luat cu frig. Ascultă, Anghele, ce spun eu. Toate relele se trag de la fanatism. Aoleu. Da. Ai exagerat în credința ta, te-ai dus pe copcă, pentru că atunci nu ți de ajuns ce gărgăune ai în cap, vrei neapărat să-i bași în capul altora. Toate belele se trag de la excesele astea, ascultă-mă pe mine. E ca și cu băutura. E, dumneavoastră aveți școală. Na. Asta e, excesele. Un pahar bem și atât. Unu. Atât. Iar s-a culcat, nu știm ofte. Urmează așteptare, morala de rigoare, mă rog, tot abiet. Aștept aici, te rog. Să vezi că ne lasă aici toată noapte. Ah, dar nu putea să-ți dea și ție o cheie. Nu, ca să nu-l fur. Ca să nu-l fur. Tu crezi că o cheie rezolvă tot? Nu mai deschide. Te rog, mai ai puțină răbdare. Uite, am să-l scot pe Merca din casa mea cu biserica aia și cu caprele cu tot. Doar puțină răbdare, Stella. Te rog. Cât ți-a răbd? Bună seara. Bună seara. Da. E, aici nu-i casa de întâlnire. Nu. Oamenii muncesc, sunt obosiți. Da, sigur, aveți răbdare. La ora asta? E frumos? Nu, nu e frumos. Poți să intru la mine? Poți. Vă mulțumesc foarte mult. Bună seara. Seara. Hai. Mama. Mamă, ce-i cu tine, ți-e rău? Sărbuna. Uite, el o să stea la noi noaptea asta, da? Spune-mi, ți-e rău, mamă? N-am nimic. Ce-i cu tine? N-am nimic. Mamă, vrei să-ți fac un ceai? Mai bine o lapte! Mă duc eu să-mi urc capra, nu-și place. Nu! Nu vă deranjați, lăsați... Haideți la pe afară puțin. Dar de ce nu plătesc? Cât poate să mă coste o cană cu lapte? Nu, uite la bani, să știi. Și lolea, am dat banii fără să scot o vorbă. Dar la hoț. Mi-a luat banii și m-a lăsat cu mașina să plouă pe aia, pe ce am câștigat, da, o valut, da, să-mi plic. Da. Nu se poate? Haideți pe afară puțin, mă așteptați, mama, știți că... Scuzați. Nu-i nimic. Plimbați-vă prin curte. Vă chem eu. Ce e, mamă, ce e? Poți să-mi spui și mie ce e? De ce? De ce te vaiți? Tu știi care-i supărarea mea. Care-i supărarea mea? Alta n-am. Hai, mamă, ce să spun acum? Poate vrei să ne audă și omul ăsta, nu? Acum am găsit bucata asta de icoană în curte. Lemn bun. Și știi cum e, lemn la lemn trage. Poate mă ajută preasfânta să mă întorc cu scândurile acasă. Și dacă vorbiți mai încet, da? Scuzați. Mamă, uite ce e. E ultimul meu cuvânt. Eu am să plec din casa asta și dacă nenorocitul ăsta de păpănuși a catrafusele, nici nu mai trec pe aici, clar? Numai femeia asta e de vină, de la ea a pornit totul. Începem, poftiți în sală! Vă rog, să trăiți, vă greșesc, bine ați venit, poftiți, vă rog! Poftiți și dumneavoastră! Aici, pardon. Aici, vă rog! Da, e bine. Hai mă, lăsați pe păcata vizuală, nu-i timp acum! Semne bune! Egalizare frumoasă! Bine ați venit! Salut!
Poftiți, vă rog. Bine ați venit, tovarăș. Poftiți, vă rog, în sală, toată lumea s-a adunat, așteaptă. Aici, vă rog. Așa, faceți la măsic organ. Da, mobilizarea e bună, sunt tovarăși de toate vârste. Veniți, Dana Maria, nu-ți scapă nimic? Copiii ăsta nu mă iară. Foarte bine. Ei, ce să-i ce locul dumneavoastră, poftiți. Vă așteptam. Vă așteptam. Sunt în ziua fraților, era să plece lumea, nu e nimic, poftim. Mulțumesc. Femeile au prioritate, poftim. Copii, mai... Nu, dumneavoastră, nu. Lasă-l pe dânsul, mai bătrân. Lasă-l, domne, ați spus. Ei, este. Poftim, dragă. Poftiți și noastră, luați loc, sigur. Lasă-și pe mine. Sunteți gata? Hai, mama, iute, ce faceți? Hai! Sunteți gata? Începe concursul! Succes! Cursul nostru de frumusețe pe care l-am programat, dânsul nu este la concursul de frumusețe, nu, cu tovarășele noastre care s-au remarcat prin chipul și calitățile lor deosebite. Să începem cu Constanța Borcea. Există Constanța Borcea? Da? Iată, se îndreaptă Constanța Borcea, ea există. Este o fată, să mă uit, este o fată care s-a remarcat foarte mult, foarte sinceră, atrăgătoare și dacă vrei să treci pe la colegul meu, să-ți primești premiul pentru participare, un sărut pur și simbolic și o pereche de ciorap pentru toate concurentele aflate în ultima fază. Înțelegem sfiala rușinoasă a Constanței Borcea, dar ni se întâmplă în diferite ocazii. Ei, ce zici de fata lui Petea, senior? Să trecem la Emilia Olaru. Eu și văd pe fata asta pe primul loc. E cam slăbut. Ei, aplauze, Emilia le merită. Ea este intrată într-o fază superioară a concursului pentru calitățile, pentru comportarea ei. Hai că-i cam plinuță. Concursul este strâns, lupta... Aici ce falnic e. De bustibus non discutarăm, cum zice proverbul. O auzit, mă? Uite pe asta. Și ce v-aș putea spune despre Ilana este că este foarte harnică. Am să trec în continuare la Rodica Croitoru. Mulțumim, care este foarte bine cunoscută dumneavoastră, după cum știți, face parte din echipa națională. Vreau să spun din ansamblul de dansuri naționale a orașului în devenire Mirești, care ne-a desfătat de foarte multe ori. Rodica, spune-ne, tu știi să dansezi sau ai dansat dansul acesta pe care îl sunt contabil la pian? Desigur, Rodica știe, dar nu este un concurs de dansuri, ci de frumusețe. Fapt pentru care te rugăm, Rodica, la un semn deschisă calea și se apropie cu sfială. Avram a înțeles încercarea celui neîndurător și în ultima clipă, mai marele i-a oprit mâna zicându-i lui: te-am pus la încercare. Acum, când mi-ai dovedit iubirea ta, lasă-l pe fiul tău și jertfește moaia aceea din tufiș. Perechea de ciorap și sărutul, iertați-mă, ordinea a fost inversă, dar nu-i nimica. Rodica mi-a mărturisit că de altfel, ea mai are două surori pe care sperăm să le revedem cu plăcere în naționala noastră. Succes! Mini Torcătoru este următoarea noastră candidată. Ea este vânzătoare la magazinul din Comuna Păiuri și campioana în lungime, campioana la săritura în lungime. Mini, dacă vrei, te rog să treci pe la colegul meu, Firică, care până acum a fost la înălțime, trebuie să recunoaștem, pentru a desfăta privirile publicului spectator și urându-ți în continuare mult succes, Mini, și mult curaj acum, ai dat văd nevoie. Urându-ți mult succes la raionul pe care cu multă responsabilitate și cu multă fermitate îl conduci și trebuie să vă mulțumesc până acum fără nicio neregulă. Aceasta a fost Mini Torcătoru. N-arunc gâtul fetelor. Ce vrei să spui cu vorbele tale, păstorule? Atâta doar. Ți-am amintit o pildă în care este vorba de un părinte. Tem de acest nume. N-o să se întâmple nimic, păstorule, nu-i așa? Vrea doar să mă încerce. Nu-ți fie teamă, femeia păcatului. Te îndoiești de puterea lui? Nu. De când te-am cunoscut pe tine, păstorule,
Nu mă mai îndoiesc decât de mine. Ai fost atât de bun cu mine atunci. Nu eu. El. Fii liniștită. Îți vei dobândi iertarea. Și tot o să creadă că ea a încercat să-l... Diavolul din ea. Și-or sogonească de aici. Pentru ca oamenii să-și poată vedea din nou de cele de dincolo, de cele pământești. Țin să vă spun că Firică, la acest concurs, și-a rezervat dreptul de a face și un premiu al său special, pe care acum Firică îl acordă. Butoiaș pentru absolventa de 2 ani, Cristina. Urmează Steluța Matei. Recent întoarsă de peritoral la Mamaia și Neptun, a fost soare, a fost vreme frumoasă, Steluța. Aș vrea să rog juriul să nu fie influențat de bronz și să îl rog pe Firică să îi înmâneze în acest moment. El o și face perechea de ciorap pe care îi urăm Steluțe să-i poartă sănătoși, atât la mare cât și la alte locuri, unde sperăm să ne vedem pe Steluța bucuroasă și împlinită. Stai! Ia! Zâmbetul și cinstea o caracterizează pe Doina Pop, care în aceste momente, în cadrul festiv al concursului nostru, alături de ai săi cei dragi care ne-au mărturisit că se află în sală și o așteaptă afară după concurs, au avut emoție... Sacțiune frumoasă, auziți cum se zicea de tine? Nu iau cu mine la locator, iau cu ce să facă? Următoarea noastră concurentă, o lucrătoare la Serele de Flori, a participat la dese emisiuni televizate despre sere. Curaj! Curaj, Doina, ajută-mă, Firică! Da? Firica acum i-a înmânat și ei premiul pe care Doina l-a primit cu multă emoție. Sigur, jurul cunoaște toate datele Eugeniei Mihalache, însă pentru publicul care nu a văzut-o și nu a făcut cunoștință cu ea, vă mai prezentăm încă o dată. Eugenia, te rog să te îndrepți către recompensa, da, către recompensa concursului nostru. Vă mulțumim foarte mult, ea este cea mai apreciată cântăreață de muzică populară a concursului și a orașului nostru. Păi ce crezi că a fost ușor? Aceasta însă nu are judecătorul Aurelia Drăghici, care este următoarea concurentă și care și ea în acest moment va primi răsplata binecuvenită. Aurelia are 1,74 m înălțime, 1,74 m toate atâtele, da? Suficient, credem că este suficient. Da? Ciorapii, să nu uităm ciorapii, să nu uităm, bineînțeles. Aurelia are 1,74 m și urmează Cristina Lăcătuș, următoarea noastră concurentă. Cristinei îi plac foarte mult filmele și ea spune că atunci după ce iese de la un film, parcă artiștii de pe ecran îi dau și ei un dram de frumusețe în plus, deși Cristina nu mai are nevoie. Cristina, ea se bucură din plin de acest minunat dar de la natură și Firică, fruntașul nostru de la Gatere, îl înmânează acum cu mult aplomb. Urmează Tudorița Banu, ea se îndreaptă către noi, să o urmărim. Aurora Drăghici a fost înainte, dar nu contează. Tudorița Banu, Banu, nu? Cu bâd de la Parale. Ai bani mult, tovarășa Banu? Da. Câți? 1725 plus vechimea. Nu numai bani are, ci și o voce frumoasă. Și odată am auzit-o cântând și am fost într-adevăr cu toții fermecați. Dacă ești drăguță, tovarășa, să treci... Să primești recompensa pe care cu plus o simți să o meriți ca și celelalte concurente. Ea este din comuna Lunca, o comună bine cunoscută. Produsele pe care ea le desface sunt atât de bine gustate de noastră și prin oamenii pe care le produce. Iată că nimic n-a fost în zadar, totul este câștigat. Concursul nostru de frumusețe s-a terminat. Urmează în continuare, băieți, dacă sunteți drăguți, Firică, îți mulțumesc foarte mult, vă rog, trageți cortina. Eu cred că e potrivit. Sperăm să vă placă. Fragmente din operă cu noua formație de canto lărgită, mai repede, băieți, vă rog foarte mult, cu noua formație de canto lărgită condusă de tovarășa profesoară Stella Irimescu. Stai, tovarășa, stai puțin că le încurci, stai puțin că le încurci. Fraților, situația este așa. Ei doi se iubesc, dar el vrea să plece cu englezii lui la armată. Așa, fata o să-i dea o băutură ca să-l zdrăvenească la normal. Iodă, o să vedeți, dar de-abia atunci, după ce o bea, în putere, el vrea să plece la lui în loc să rămâie cu fata. Așa, atunci, de năcaz, Indiana, tovarășa Stella, bea o travă dintr-o floare și gata. Puțină răbdare că nu vin turcii! Toate astea ei o să le cânte aici. Sunt obiecțiuni? Nu! Păi atunci dați-i drumul, tovarăș, să nu mai lungim atâta! În curând o să tragem cortina fragmentelor! Shh.
nu încoace. Așa, stai rezemat aici și după aceea pornești. Faci 1, 2, 3 pași, cap întors, cap întors în partea aceea, da? 1, 2, 3, 4. Bine, așa, așa, acum treci la locul tău, treci la locul tău. Așa, invers, întoarce-te. Așa, gata, 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 gata. Ștefan! Unde-i potirul? Unde-i potirul? Am pus aici potirul din care... Cu ce dracu să beau? Pocatul! Hă? Floarea? Potirul din care... Dă banda înapoi! Dă banda înapoi, repede! Am pus aici bocalul din care trebuie să beau! Nu-i acolo de desu? Nu, m-am uitat! Uite de bine acolo! L-am uitat, nu-i acolo, înțelegi? L-am pus aici, așa a dispărut! Vezi dacă nu-i acolo în culise? Așteaptă, așteaptă! Ei, ați văzut potirul? N-am văzut! Nu dau de el, nu-i nicăieri! Hai mă, ce faceți? Stați liniștiți, nu pleacă nimeni! Începem imediat, e o convenție! Hai mă, ce faceți, ce faci? N-ai mă... Uite că zi-mă, eu... Încercarea până la capăt.
Cine mă? Lacme! Lacme! Ce ai? Băiatul meu, unde-l duc? Unde-l duc? Unde-l duc? Ia mâna de pe mine! Nu știu nimic, lăsați-mă în pace! Odoriți-vă! Liniștiți-vă, toată lumea pleacă acasă! N-am murit, nu așa? Nu, n-am murit. E numai o încercare pentru... O încercare, parcă numai pentru dumneata, pentru toată lumea. Plecați acasă, unde mai mergeți? Da, e tânăr, sângele fierbinte, un atac. O fi fost obosit. Lasă că ți-l fac bine aia de la spital și ți-l trimit acasă.
Măi, oameni buni, vă n-au zis să plecați acasă, s-a terminat toată serbarea. Hai! Atotputernicul Salvitece. Așa trebuie. Prășteați-vă, nu mai stați pe aici. Prășteați-vă, nu s-a întâmplat nimic. Haide, haide, acasă toată lumea, acasă toată lumea. Ce ai făcut, dragă? Lasă că nu s-a întâmplat nimic, o spun eu, plecați acasă, 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 duceți-vă acasă, toată lumea. N-are nimic, n-are nimic, a căzut greșit și s-a oprit respirația. Pe ce, așa se moare? Asta e chestie de meserie. Să vă arăt eu, dați-vă la o parte. Asta e chestie de tehnică, de asta... Ah! 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 Și-ai murit. Chestie de tehnică. Hai, hai, plecați, 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 lăsați-ne siguri. Hai, lasă că vă spun. Plecați. Doaja, brăzoară. Ce-a fost asta? El. Iertați-mă, trebuie să iau măsuri. E de datoria mea. I-a spus ceva în pahar? Iertați-mă, dar lumea vorbește. Vorbește lumea că... Ce asta? Asta i-a spus în pahar? Zahăr. Nu mai înțeleg nimic. Nu mai înțeleg nimic. Plecați, fraților, la casă. Plecați, dacă nu știu. Cine m-a bucat, măi, oameni? Plecați, domnule, acasă, toată lumea. Plecați, plecați, acasă, ce vrei? Hai de acasă, Felii. Hai să te odihnești. Lăsați! De asta am fost eu trimis aici. Ca să alin rănile oamenilor. Haide, măicuță, hai. Haide-mă acasă. E o încercare, nu e așa? Dumnezeu o să-mi oprească mâna ca lui Avram. Voia, voia mare lui se va împlini. Răspunde numai în fața stăpânului neîndurător. Dă-mi punga. Nu știu unde am îngropat-o. Unde? Nu mi-aduc aminte. Vreau să mă duc la el la spital. Nu. Nu avea nicio grijă, nu se întâmplă nimic. Atunci de ce l-au dus acolo? Haide acasă. Asta nu înțeleg, de ce l-au dus la spital? Unde-i pus punga? Numai stăpânul știe ce s-a întâmplat cu adevărat. Ce să-i se întâmple, păstorule? Nu, nimic rău. Neîndurătorul ia la dânsul numai pe cei pe care îi iubește mai mult. Pe cei netrebici îi lasă să trăiască și să se chinuie aici pe pământul ăsta hain. Da, pe mine de ce m-a lăsat să trăiesc atâta? Poate nu meriți încă iubirea lui. Poate că nici băiatul meu nu era cel mai iubit. Vreau să mă duc la el. Nu te feri de moarte, femeie. Vreau să mă duc la el. Duci? Te așteaptă împărăția de 1000 de ani. Oameni buni, oameni buni, oameni buni. Stai. Ajutați-mă. Oameni buni, oameni buni, omule, ajută-mă. Nu mă lăsa singură. E departe spitalul, nu putem ajunge pe jos. Găsim acolo. Găsim noi. Găsim noi oameni. Vino cu mine. Cred că o descurcăm. Hai. Eu înțeleg situația. O cunoști pe dumneavoastră, doar sunt aici și pe domnul inginer, dar n-am ce să fac, n-am nicio putere. Hai, domnule, se poate. Mașina mi-a adus-o în curte un prieten, n-am carnet de conducere. Asta n-ar fi o problemă, am eu. Nu, de băut n-am băut. Cum să-ți dau, domnule, mașina? De-abia am cumpărat-o, e nouă nouță. Auzi, nene, nu te împiedică nimeni să vii și dumneata. Și pe urmă, uite, îți las în gaj instrumentul. E argintat, face căscul la dumitale. Nu dai dumneavoastră nimeni! Duceți-vă toată lumea acasă! Ce? Acasă toată lumea! Nu mai intră nimeni în casă! Tovaș primar, ce facem cu premiile? Ce premii? Cum ce premii? Premiile pentru astea de afară! Trebuie să ajungem acasă! Da! Și ce vă țin eu? Dar la ce putem să mergem pe jos? Oh, oh, oh! Asta de acum e altceva, de acum înainte e altceva! O, că mi-a capul foc! Liniștiți deodată! Anghele! Anghele! Ia fetele, du-le la bufet. Îi spui lui Gogu că am zis eu să le dea de mâncare. Pe urmă mai vedem noi. Și nu uita, spitalul, cheamă la telefon spitalul. Da. Da. Bă,
marginalilor, faza mică. Zici că lucrezi la fabrica de cherestea? Da. De mult? De când au făcut-o, de vreo 8 ani. Nu te supăra, nu cunoști acolo pe unul bondoc cu mustață, cea că lucrează la scânduri. Nu-l cunosc. Nu cunoști. Mă rog, vă rog, nu plecați. Dacă n-am zis ce scandal fac, să plece nebunele astea, vă rog. Dar ce-am făcut? Vă rog, nu le cunoașteți. Sunt în stare de orice. Sunt niște scandale agioaice, vă rog, poftiți în sală. Da, da, e mai bine așa. De ce nu mă lasă să-l văd? Vreau să merg la el. Nu, nu, nu se poate, nu e voie. Dar mă duc eu să vă stai liniștită, mă duc eu să mă interesez. Bună seara. Ce se aude, doctore? Sunteți rude cu lepădatul? E mama lui aici, poți să-l chem? Așteptați 2 minute în camera aceea. Alo? Alo, am cuța la telefon. Cu cine vorbesc? Spitalul? Ce-i? Ce? Nu se poate. Am gândit ce mă fac eu acum. Spune-mi ce să fac. Și chiar... Eu mă ajut ce planastroia, am o treabă cu el. Nu te duci nicăieri, stai aici. Păi eu... N-aș tot stroie pleca la fiu-s-o în armată de 2 zile. Aoleu, așa e. Te duci prin spatele culturii. Vezi să nu te vadă nimeni. Nu spui la nimeni nimic. Și o aduci pe profesoara aici. Da. Ai înțeles? Da. Du-te. De ce trebuie să plec? Da, da. Eu vreau să rămân cu el. Da. Până nu-l văd, nu mă duc de aici. Vreau să rămân bine, aici. Vă rog frumos să-mi spuneți ce s-a întâmplat. Nu înțeleg nimic din ce s-a întâmplat. O să luăm pe aici așa, ușor. Adevărat, de ce spui asta? Nu e adevărat. De ce spui asta? De ce te amesteci? De unde știi? Nu, de ce te amesteci? De unde știi? De ce te amesteci? De ce te amesteci? Vă rog să rămâneți aici. De ce minți? Să lămuresc lucrurile. E mai bine așa. Bezi puțin apă. Așa, vă rog, bezi puțin. De ce minți? De ce te amesteci? Uitați, eu vă las și cheile, că trebuie să plec astăzi. Dumneata, n-ai de unde, să știi. Dacă vreți să mâncați ceva, găsiți în frigider. De ce, Doamne? Unde erai? Îmi lăsase mâna în puterea ta, ca Avram. Cu
ce erai prin stat? Că n-ai văzut mâna mea. Unde ți era ochii? Părinte al meu. Nu știți unde e profesoara? Au găsit o travă adevărată. Adică atunci când ea s-a prefăcut cărpâna, i-a și pus de adevăratele. Păi asta nu mai știu, asta numai primarul știe. Ah, uite, tăvași primar, tăvași primar! Vine puțin, vine puțin! Spune, e adevărat cu o travă aia? Mai lasă-mă, nene, cu explicațiile matale, te rog frumos. Nu mă cunoști, nu te cunosc, mai vezi și de altul, te rog foarte. Stai, nu pleca, și fetele astea ce fac cu ele? Suie-le pe acoperișul primăriei. Stai puțin, dar eu pot să scot costumul. Uf, scoate-l, ține-l, fă ce vrei. Oamenii sunt foarte ciudați. Te uiți la ei și se pare că sunt normali, dar fiecare are câte o manie ascunsă. Mie drept să spun, fata asta nu mi-a plăcut niciodată. Lasă-mă, domnule, în pace. Avea dreptate, Merca. Nu-i nici aici, profesoara. Nu-i nicăieri. Nu se respectă instrucțiunile, tovarăși procuror. Avea Angel sarcină precisă să o aducă la sediu. Nu-i nici Angel, nu-i nici profesoara. Să mergem. Tăceți! Tăceți odată! Mai bine chipzuiți la păcatele voastre! Voi! Voi sunteți de vină pentru tot ceea ce s-a întâmplat! Voi cu nesupunerea voastră! El! El este fericit acolo unde e! Hai! Intrați! Intrați înăuntru! Ah, intrați odată! Intrați! De ce? Tu ai făcut-o cu mâna ta. Toată lumea a văzut. Dacă crezi într-adevăr în Dumnezeul acela al tău și în dreptatea lui, tu știi că el a văzut tot. Cine și cu mâna cui? Nu mă privesc faptele altora. Să plătească. Cine? Ea? Cine l-a otrăvit? Acela să... De unde știi că Ștefan a fost otrăvit? Degeaba. Degeaba încerc să mă descoși. Nu știu nimic. Pleacă. Pleacă de aici. Lasă-i pe oameni în credința lor. De ea o să am eu grijă. Deci tu l-ai omorât. Tu l-ai omorât, păstorule. Cu mâna ei. Am bănuit că ai așa, dar vrem să aflu asta din gura ta. Bătrâna nu o să plătească. Nu o să fie așa cum vrei tu. Oricum, eu nu am niciun amestec. Nu există probe. Da, știu și asta. Să știi că bătrâna nu o să plătească. Nu o să fie așa cum vrei tu. Haide, fetelor, veniți după mine, uite, am găsit cu ce să vă ducem acasă. Fiți liniștite, premiile o să vi le trimitem noi. Anghele, lasă, fetele. Anghele, unde-i profesoara, Anghele? Unde-i profesoara, că pe onoarea mea, dacă nu te retrogradezi, unde-i profesoara? Vă jur că nu știu, de la mine a plecat, dacă s-a dâns a noi, nu-i. Îi spuneți că era chiar o travă adevărată? Da, mă, auzi, că era roa câinele. Aoleu. Se mai găsea prin văgăune, așa ziceau ai bătâni. Anghele, te faci profesoară. Asta e sarcina ta. Toți vor plăti. Ieșiți afară! Afară! Marș afară! Lăsați-o! Rămâneți aici, femei! E pedeapsa neîndurătorului! Rămâneți aici! Eu vă spun să rămâneți aici! Să ne rugăm mai mare lui nostru! Rămâneți, femei! Lăsați-o! Rămâneți aici! Să ne rugăm neîndurătorului! Toți vor plăti.
Erau amândoi aici, pe scenă? Zi, mă, zi odată. Doar ai văzut? Da. Păi zi ce ai văzut. Da, cântau. El ci că trebuia să plece la război, vezi, Doamne, și ea trăgea de, ea, de el să mai stea. Bun, bun, și? Atunci ea s-a dus să-i aducă apă de-aia de-a lor de pe atunci. Ca să-l facă bine, vezi, Doamne, și să-l tragă la ea. Avea apa aici, pe scenă? Nu, nu, apa i-o aducea ea de aici, de la izvor. Într-un fel de, cum să vă explic eu, dumneavoastră, într-un fel de cănuță. Stai, tovarășe, s-o luăm rar. Unde zici dumneata că era apa? Cana. Cana trebuia să fie aici, la izvor, dar nu era. Atunci unul din soldații ei, că avea mai mult băieți de ăștia de-ai noștri pe aici, a plecat în spate ca să caute cana. Atunci profesoara, care trebuia să-i câte, să-ți aduc apă vie, dar de unde apă? A trimis un soldat al ei ca să-i aducă... Și a adus apa. Exact. I-a adus bocalul. Atunci profesoara a intrat din nou în scenă și i-a dat inginerului să bea. Tovarușul Ștefan a luat cana, a ras-o și ăla a fost. Și atât. Și cum ziceți că arăta cana? Zi, mă, cum arăta. Păi zi, zi cum arăta. Nu, nu știu ce să zic. Nu știu cum să vă spun. Avea o formă curioasă. Nu. Nu este nicăieri. Parcă a intrat în pământ. Trăiți. Stai jos. Ai jucat în spectacol, nu-i așa? Da. Eu am zis că nu mă pricep, dar... Păi și inginer a insistat. Stai jos. A zis că hai, bă, că nu-i mare brânză, că știi dumneavoastră chestii de-astea. Și am venit, ce era să fac? Lasă asta. E vorba de cana aia cu apă. Dumneata i-ai dat-o profesoarei? Da, și... Și nu era la izvor. Și, mă rog, am avut mare bătaie de cap cu potirul ăla. Asta-i, și... frate, potir, potir era. Continuă. Ce spuneai? Stai jos. Nu-l... Auzi, stai jos. Nu-l găseam. Când am văzut că nu-i potirul acolo, am dat fuga după el să-l caut, că nu se putea. Adică nu putea să intre profesoara fără el. Și nici cu o cană de asta, de asta de azi nu se putea, că ne râdea lumea. Dar acum, noroc că l-am găsit. Dumneata l-ai găsit? Nu eu. L-a găsit mama lui domnul inginer Ștefan. Dar de ce mă întrebați? Lasă, știu eu de ce întreb. Dumneata răspunde. Nu cumva vă închipuiți că eu... Fii pe pace. Zici că mama inginerului ți l-a dat? Păi da, că... Stai jos. Dânsa avea sarcina să ne dea totul nou la mână. Dar nu știu cum naiba a făcut, că l-a rătăcit pe acolo. Uite, uite acolo, în spatele izvorului, trebuia să fie potirul. Bine. Ești liber. Trăiți. Hai. Cum o cheamă pe mama inginerului? Și acum, când ați văzut cu toții puterea diavolului, lepădați-vă! Lepădați-vă de el! Vreți voi, oameni neputincioși, să schimbați alcătuirea pe care am făcut-o eu? Totul! Totul! Trebuie lăsat așa cum am orânduit eu! Pentru că eu sunt el. Eu sunt judecătorul și stăpânul vostru. Coborâți într-o aceasta pe pământ. Și acum plecați. Plecați. Plecați! Plecați! Plecați, oameni buni. Plecați! Plecați!
Ce ai făcut, femeie? Ce ai făcut? Stăpânul n-a vrut să-ți oprească mâna. Era prea plină de păcate. Când, păstorule? Când era? Tu știi. Nu-i adevărat. El știe. Vrei să spui că el nu știe totul dinainte? Totul. Absolut totul. Cel mare știe pe unde caută furnica, cum apare gândul și necredința. Totul. Știa dinainte dacă am să ajung eu în rai sau în iad? Ce vrei cu întrebarea ta? Mă gândeam și eu. Dacă el știa dinainte că am să ajung, să zicem, în iad, de ce să mă zbat să câștig raiul? Tot n-am să pot să-i schimb hotărârea. Soarta e în mâinile tale, femeie. Cum naiba e, dacă totul mi-e scris dinainte? Cum să mai pot schimba ceea ce nu se poate schimba de când m-am născut? Arde-ți limba, femeie! Căiește-te pentru vorbele și păcatele tale! Pentru care păcate? Pentru cele pe care le-am făcut cu știința și cu vrerea celui de sus? Atunci când el te-a iertat prin martiriul meu, vorbeai altfel. Ar fi trebuit să te las să zaci în pușcărie, nu să stau eu în locul tău. Rău am făcut, păstorule, că te-am lăsat să-mi iei locul. Cum poți să vorbești nu așa? Nu puteam să dovedesc felul în care am rătăcit bani de ce mărș. Ai fost de acord să sufere altul din pricina ta? N-am înțeles rostul. Că voiai să vin apoi și să pui stăpânire pe casa mea și pe sufletul meu. Mi-am îndus sufletul diavolului, nu celui de sus. Acum vorbești ca oile ale rătăcite. Dar cine l-a rătăcit, păstorule, nu el? Prin tine, că tu ai grijă de oile lui pe pământ. Nu mai vorbi așa. Taci, nebună, taci! Nu pot hotărâi eu când să tac și nici tu. El știe dinainte când am să tac, când ai să pleci și ce o să fac eu după aceea. De-aia nici nu o să mă împiedice să fac ce-am hotărât. Ce-a hotărât el, de fapt, de când m-am născut. O să putrezești în iad, nefericit-o! În iad! În iad! Sau în rai. Cine poate ști? Cine poate schimba ceva? Ai venit? N-am știut că șederea mea aici o să-ți aducă o durere așa de mare. Cine știa? Să-i-l dai ei, profesoare. Ștefan a iubit-o foarte mult. Și să-i mai spui o vorbă din partea mea. Te iert. De ce? Dar de ce nu serviți? N-ați mâncat nimic. Vă rog. Să mergem. Terminați declarația la centru. Aș pleca și eu cu fetele. Îi dau dracu de bani, am fost o lomac, am fost. O să-mi brag garajul cu azbocii mei și gata. Du-te, tată, du-te. Ce, ai venit cu mine? Nu, du-te, du-te și să vii când te-o chema eu. Tovarăș primar! Tovarăș primar, era să uit. Mi-a dat chestia asta mama inginerului, a zis să-i dau profesoare, dar mai întâi autoritățile. Da. Tovarăș procuror. Țineți! Ce e asta?
Ia vezi. Asta-i punguța lui Merca. A câștigat-o la bâlci acum 2 săptămâni, o știu precis. Și de ce era la bătrână? Dar eu de unde să știu? N-ați văzut că acum mi-a dat-o și mie omul ăsta? Nici eu nu știu mai mult, așa mi-a spus. Să te duci să-i o dai profesoarei. Atât, altceva. Eu pot să plec, tovarășe primar, cu fetele? Du-te, omule, du-te învârtindu-te, omule. De ce să mă adună? Lasă-ne să ne tragem și noi sufletul, dar te rog frumos. Mă duc bine, dar... Du-te, du-te, ia și fetele și du-te, du-te. Nu, ar fi util să mai rămâie. Dar de ce să mai rămân, domn? Eu vreau să plec. Ce, am făcut ceva? Aveți mandat să mă rețineți? Și pe urmă plec când vreau eu. Nu-i așa, tovarăși primar? Sigur că da. Du-te, domnule. Nu te ține nimeni, domnule. Stă departe, bătrâna. Du-te, pleci când vrei, dumneata. Pace pe... Ea nu este vinovată. Eu sunt singura vinovată. Vă rog frumos să o lăsați în pace pe bătrână. Eu sunt singura vinovată. Ea nu este vinovată. Eu sunt singura vinovată. Am recunoscut tot. Vă rog frumos să o lăsați în pace pe bătrână. Eu am recunoscut. Eu sunt singura vinovată. Vă rog foarte mult. Ea nu are nicio vină. Eu sunt singura vinovată. Eu am recunoscut. Eu am scris declarația. Ea nu are nicio vină. Eu sunt singura vinovată. Vă rog frumos. Nu putem merge pe jos? Putem merge și târâși în mâini, dar nu-i la doi pași. Gata. Oh, my God.